Rednic are de înfruntat Rapidul, dar și rapidiștii. Antrenorul Petrolului revine în Giulești, acolo unde a câștigat campionate, cupe și supercupe, atât ca jucător, cât și pe banca tehnică. Însă unele declarații mai vechi ale Puriului l-au făcut indezirabil în fața rapidiștilor, așa că se așteaptă la o atmosferă ostilă mâine seară. Însă pe Rednic nu-l preocupă acest lucru acum, ci doar Petrolul și să recupereze punctele pierdute cu Iașul. Nici pe Filipe Teixeira, un alt fost rapidist, nu-l preocupă atmosfera din Podcoavă. Vrea să facă un meci bun pe care Petrolul să-l câștige. Teixeira a declarat pentru gsp.ro că eșecul din etapa trecută nu l-a speriat, însă o eventuală înfrângere ar anula orice șansă la campionat. El a mai spus că împreună cu ceilalți coechipieri încă se gândește la primul loc, dar trebuie neapărat să câștige împotriva echipei lui Pustai. Antrenorul Rapidului este conștient de forța găzarilor, care nu au mai pierdut în deplasare de aproape un an de zile. Și suporterii vor ca invincibilitatea să se mențină cu ei alături, așa cum se întâmplă de fiecare dată și mai ales la unul dintre cele mai vechi derbiuri din fotbalul românesc. Deplasarea Lupilor se va face organizat cu trenul. Toți cei interesați sunt așteptați la ora 17 la gara de vest.